Pentru asigurarea activității Casei Județene de Pensii Argeș, fără expunerea asiguraților și a beneficiarilor sistemului public de pensii la riscurile legate de infectarea cu noul coronavirus, au fost dispuse mai multe măsuri. Programul direct cu publicul pentru perioada stării de alertă se va desfășura doar pentru următoarele operațiuni. Înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie, recalculări care presupun anexarea unor documente în original. Înregistrarea cererilor de deschidere a drepturilor de pensie se poate realiza și telefonic la numerele 0248-610115 sau 0248-222393. Această înregistrare constă în preluarea datelor personale și a numărului de telefon de către un operator care va comunica numărul de înregistrare solicitantului, urmând ca ulterior documentația în original, cartea de muncă, adeverințele privind sporurile permanente și condițiile superioare de muncă și alte documente prevăzute de normele de aplicare a legii și în copie actele de stare civilă, cartea de muncă, să fie transmisă în plic sigilat prin intermediul Companiei Naționale Poșta Română cu confirmare de primire la Casa Județeană de Pensii Argeș, strada Brătianu numărul 38, Pitești, județul Argeș. Solicitarea ajutoarelor de deces Documentele necesare plății ajutorului de deces se pot depune la sediul instituției, se pot transmite prin poștă sau prin e-mail. De asemenea, plata ajutorului de deces pentru pensionar se poate face și prin mandat poștal, iar pentru asigurați în cont bancar. Încheierea contractului de asigurare, ridicarea biletului de tratament balnear, activitatea de expertiză medicală. Pentru a proteja sănătatea beneficiarilor sistemului public de pensii, accesul în spațiile închise va fi asigurat în condiții de siguranță sanitară și distanțare fizică cu respectarea fluxurilor și a traseelor stabilite în cadrul instituției. În același timp, Casa Județeană de Pensii Argeș va dezvolta activitatea de relații cu publicul la distanță, astfel că, pentru informații referitoare la stabilirea și plata drepturilor de pensie, recalculări de pensii, stagii de cotizare și plata ajutorului de deces, persoanele interesate se pot adresa pe toată durata programului de lucru la numerele de telefon 0248 222 393, 0248 222 394, 0248 610 115, sau înscris la adresele relații arond cgparges.ro, plăți underline pensii arond cgparges.ro, evidența underline contribuabil arond cgparges.ro. Depunerea de documente prin e-mail se va face după descărcarea de pe site-ul Casei Județene de Pensii Argeș, www.cgpargeș.ro, de la capitolul Acte și Formulare a cererilor corespunzătoare, completarea lor, semnarea și scanarea împreună cu documentele doveditoare. Documentele scanate în format PDF, JPG sau JPEG vor fi transmise pe una dintre adresele menționate. Este recomandată transmiterea de solicitări, cereri privind recalcularea pensiilor și a documentelor doveditoare în original prin poștă cu confirmare de primire. Reprezentanții Casei Județene de Pensii ACE solicită pensionarilor ca în situația în care prezintă simptome de îmbolnăvire să amâne prezentarea la sediul instituției și să utilizeze mijloacele de contact telefonic sau electronic, evitându-se astfel contactul direct cu angajații.